CFR pune la dispoziția elevilor în perioada 18-22 aprilie călătorii cu trenul la prețuri reduse, chiar și cu 50%, pentru toți cei care fac parte din programul educațional Școala Altfel, anunță într-un comunicat de presă CFR-ul. Potrivit acestui comunicat, în cadrul săptămânii de Școală Altfel, care în acest an va fi în perioada 18-22 aprilie, elevii cu vârsta de până la 10 ani beneficiază de reduceri de 50% la trenurile Interregio și Regio, atât la clasa 1 cât și la clasa a doua, spre orice destinație din România. Copiii mai mici de 5 ani pot călători gratuit fără loc separat, mai transmite CFR-ul. Reducerile pentru elevi de până la 10 ani se cumulează cu reducerea pentru cumpărarea cu anticipație, cu reducerea de fidelitate pentru călătoria cu mai multe trenuri și cu reducerea de 5% pentru biletele cumpărate online. Grupurilor de minim 20 de copii organizate prin unitatea de învățământ sau prin inspectoratele școlare li se acordă o reducere de 50% la trenurile Interregio și Regio clasa a doua. De reducere beneficiază inclusiv personalul însoțitor, o persoană la 10 copii. CFR-ul vine și cu o recomandare pentru pasionații de trenuri care ar putea vizita Muzeul CFR din București, Muzeul Locomotivelor de la Dej, Muzeul Locomotivelor cu Abur de la Reșița, Muzeul Locomotivelor cu Abur de la Sibiu și expoziția Mic Muzeu CFR din Cara Bistrița.